Crimă halucinantă într-un azil de bătrâni din Călăraș. Un bărbat de 80 de ani a înjunghiat cu un briceag pe alții doi vârstnici din centrul de îngrijire. Scandalul ar fi pornit de la o bucată de salam. Conform mesajul.ro, cei doi au ajuns la spital, însă pentru unul dintre ei, medicii nu au mai putut face nimic. Bărbatul a murit câteva ore mai târziu. Incidentul s-a petrecut la căminul pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul, din Călăraș. Totul s-a întâmplat în jurul orei 5 dimineața. O asistentă a sunat la 112 după ce a auzit gălăgie din salonul alăturat. Atacatorul și victima de 80 de ani s-ar fi certat de la o bucată de salam. Negru de furie, agresorul a scos un briceag și l-a înjunghiat pe bătrân în zona coastelor, în gât și în piept. Salariații căminului susțin că între cei doi există o dispută mai veche care a degenerat, scrie observatornews.ro. Agresorul nu este la prima victimă. În anii 80 și-a ucis soția și a petrecut 15 ani după gratii. Bărbatul se afla în căminul de bătrân din Călăraș de anul trecut și nu era cunoscut cu probleme psihice, ultima evaluare psihologică fiind făcută în urmă cu doar o lună. Un al treilea bărbat de 60 de ani ar fi intervenit între cei doi pentru a-i despărți, dar a fost și el înjunghiat în picior. Cele două victime au ajuns la spital, însă bărbatul de 80 de ani a pierdut prea mult sânge și medicii n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, relatează mesajul.ro.